În ultimii doi ani, specialiștii din cadrul Asociației Salvital Hunedoara au asistat medical peste 5.000 de hunedoreni ce au avut nevoie de consultații care au fost oferite gratuit. Astăzi, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, a avut loc ședința adunării generale a Asociației Salvital, prilej cu care au fost prezentate rezultatele echipei de medici și asistenți care își desfășoară activitatea în cadrul proiectului de telemedicină și teleconsultații. Noi oricum vom merge peste tot. La dorința președintelui Nistor, ne-am dus și în localitățile care n-au fost membri. Este un beneficiu, nu neapărat că asociația și ONG-urile n-au profit, dar la 5.000-6.000 de persoane cât avem prezenți numai în anul 2023, până în prezent au fost 1.000 de persoane, lăsând la o parte cele 5.000 2022-2021. Este un beneficiu. Dacă fiecare om merge la o clinică privată, costă în jur de 400-500 de lei, 100 de euro, faceți un calcul, e 500.000 de euro. Sunt scutiți acești oameni de către primarii care susțin președintele Consiliul Județean, care susțin această activitate, pentru că noi mergem în fața casei lor, în fața primăriei, unde se fac aceste analize. Importanța acestei asociații salvitale este deosebită pentru județul nostru și spun că este deosebită având în vedere faptul că în multe localități din județ nu avem la ora aceasta doctor de familie. Faptul că nu avem doctor de familie, cetățenii nu au posibilitatea să meargă, fiind o distanță poate destul de mare de la localitatea de unde domicilează până în centrul Devei, este o distanță destul de mare, iar noi ceea ce facem prin Salvital nu facem altceva decât să venim în ajutorul lor cu cadre medicale, cu tot ce trebuie, cu aparatură, ne deplasăm în localitate și astfel cetățenii au posibilitatea de a-și face multe analize ce le pot face pe loc. Vreau să vă spun că am participat la foarte multe și eu și am rămas impresionat cât de mult pun bazele acestei asociații cetățenii. Au rămas mirați că la ei în comună poate merge Salvitalul și de aceea eu mă bucur că la început, acum câțiva ani, când am început și am fost promotorul acestei acțiuni de a înființa Salvitalul, aveam 16 OAT-uri. Am ajuns în 2022 la 42 de OAT-uri și acum avem 43, a intrat și municipiul Deva. Această asociație a venit întotdeauna în sprijinul cetățenilor comunei, au fost acțiuni la nivelul comunei Gurasada, pentru că sunt primarul comunei Gurasada și m-am bucurat că această asociație a fost în mijlocul cetățenilor, oferind studii și consultări de specialitate. Noi oricum avem un dispensar cu doi medici, dar pentru noi a fost o chestie foarte bună faptul că această asociație Salvital, făcând o paranteză, eu am făcut parte din Consiliul Județean în la momentul înființării acestei asociații. Deci pentru noi este un lucru bun, sperăm în continuare și mai ales cu sprijinul Consiliului Județean să funcționăm din ce în ce mai bine. Noi am aderat la această asociație, nu am stat nicio clipă pe gânduri, pentru că eu consider problema sănătății o problemă majoră. Am avut o colaborare foarte bună cu Asociația Salvital, am avut câteva activități de telemedicină pe raza comunei. Mai mult de atât, de fiecare dată când am avut nevoie la evenimente, au fost prezenți, au răspuns prompți și am avut o colaborare extrem de bună. Aceste lucruri care vin pe un plan paralel cu medicina de familie și ne sprijină. De aceea voi fi și în continuare și îndemn pe toți colegii să facă parte din această asociație și vă invit să veniți și mai des la noi în localități, fiindcă avem nevoie de dumneavoastră.